Transportul în comun încă este o problemă pentru mulți constanțeni. Unii dintre ei se plâng de lipsa copertinelor la majoritatea stațiilor, de prea puține spații de așteptare și de aglomerație. În general, nu prea bun, deoarece multe linii sunt prea frig, conducătorii auto nu respectă și cererile clienților și oamenilor le este foarte greu să circule în aceste mijloace de transport. Până de curând, autobuzele erau vechi, iar unele dintre ele au fost reînnoite. Primarul vine cu o propunere, ca transportul public în comun să fie modernizat, civilizat și mai ales gratuit pentru toți cetățenii orașului. Ideea de a face un transport gratuit o voi face, nu neapărat pentru că vreau eu, multă lume m-a atacat că nu este o măsură după economia de piață, nu neapărat de asta, dar eu, ea trebuie înțeleasă în contextul în care vrem ca lumea să mai renunțe la propriile mașini. Vrem să decongestionăm orașul de mașini. Și dacă vom face, printre altele, dar sunt mai multe măsuri, și un transport gratuit, și civilizat, și la ore fixe, și predictibil, atunci eu cred că unii oameni din orașul ăsta vor renunța la propria mașină care e consumatoare de bani, din toate punctele de vedere, și vor accepta că e bine să meargă cu transportul în comun. Măsura este binevenită, spun unii constanțeni. Mi se pare ok să ofere o posibilitate tuturor să se deplaseze. Ar fi foarte bine în comparație cu celelalte idei pe care le-a propus dânsul. Alții însă sunt de părere că ar trebui să se facă o diferență între venituri și că ar trebui să beneficieze de transport gratuit doar anumite categorii. Nu prea văd logic. Eu măcar am 800 de lei și cât de cât. Dar la ei nu cred că ar fi cazul. Chiar și la pensiile mari, care trebuia să pună o limită. Pentru studenți, da. Chiar sunt de acord pentru studenți. Unii constanțeni susțin că ar renunța la mașina personală în favoarea transportului în comun, dacă acesta ar fi civilizat și ar oferi condiții demne de un oraș european. Dacă aș face naveta zi de zi cu mașina, aș merge cu transport public. Economie și timp. Traficul din Constanța este tot mai aglomerat și implicit mai poluant. Oamenii spun că locuitorii orașului sunt comozi și că preferă să se deplaseze cu automobilul personal. Multe familii dețin 2-3 mașini, iar lucrul acesta se simte în aerul pe care îl inhalăm. O reducere a numărului de autoturisme pe străzile orașului ar fi o măsură binevenită.